Salut tuturor, sunt Andrei bine v-am regăsit, oameni la un nou vlog. Băi, vrazor, în primul rând vreau să vă urez multă, multă baftă pentru examenul de mâine, bineînțeles pentru cei care sunt clasa 8 -a și mâine dați matematica. Practic este ultimul examen pe care trebuie să-l dați bine. Cei drept după o să stați cu emoții, să aflați notele și cu repartizarea al celor la cei ce o vă duceți, dacă vă place, dacă nu vă place, dar ideea e că mâine terminați cu totul șmecherea și sunteți oficial în vacanță. Și uite cum mă oftic eu când văd, bă, uite încă uh, unii <laughs> care au terminat și au intrat iarăși în vacanță și mai suntem numai noi, bă, mai suntem numai noi care trebuie să dăm bacul. Nu, no, și uite, venim vorba de bac, dacă vă întrebați ce am făcut la oraul la engleză, a fost ceva gen, ieri am repartizat astăzi la ora 3 după masă. Uh, sunt, de fapt nu, primez mesaj pe la 11.20, veniți mai repede că se merge repede. Nu, no, bine, eu am văzut mesaje pe la 12, cei drept, pentru că dormeam, eram rupt de somn și dormeam. La 12 mă trezesc, bun, mă îmbrac repede, mă spăl, fac un alta, la 12.40 eram la liceu. La 12.40 am ajuns la ciu. bă, nimeni era acolo, să-mi bag Intră acolo, nu te trec cu examen, nici, bă, nu era nimeni. Am văzut acolo lista, am ascultat -o și am pilaușel la liniște, nu s-a auzit nimeni. Am intrat acolo să-mi bag ciocă, erau vreo patru copii. Ultimii patru, eu eram penultimul care trebuia să vină. Deci, mă rog, eu am venit penultimul și a mai venit un tip după mine și noi doi eram ultimii rămași, frate. Și eu trebuia să intru la trei după masă, deci vă da seama cât de repede s-a mișcat. Am intrat acolo, am tras o făiză de mă rog, i-am dat biletul, am luat o ciornă, am stat 5 minute în bancă, după 5 minute m-a chemat acolo. Le-am spus uh, un minut. Deci cred că un minut maxim am vorbit cu Profi de acolo. Le-am răspuns la întrebări. Într-un minut mi-a dat voie, deci eu să plec. Deci eu practic am terminat oralul în 6 minute. De ce s-a mai inventat o astfel de probă și bineînțeles am luat cel mai mare grad, adică B2 este cel mai mare pe care poți să-l iei, dar nu știu cum se face media, frate, eu chiar n-am idee, adică am dat 3 examene, practic, pentru că e um, proba audio, adică aia în care asculti, are 100 de puncte, adică pentru nota 10. Proba scrisă are tot 100 de puncte și reading-ul tot 100 de puncte. Deci, practic, ar veni 300 de puncte plus calificativul ăsta B2 pe care l-am primit de la oral. Deci nu mă întrebați cum se face media sau calificativ sau ce... Știu că se dă pe grade, deci clar o să fie un grad, dar nu mă întrebați cum pentru că n-am nici mai mică idee. Ideea că am făcut bine, am luat cea mai mare notă de acolo, bine. am bine. Având în vedere că am fost 4 ani la o clasă de billing, vă nene, bă, nici nu mă așteptam la altceva ce drept. Dar, na, ce pot să vă spun, încă o dată multă baftă la examenul de mâine, la mine a fost foarte ușor până acum. <laughs> pentru că luni e româna, miercuri e matematica, vineri e biologia, atunci să vedeți măcel. Și chiar, cred că încep așa încet încet să mai ai emoțiile, chit că n-ar trebui să am emoții, pentru că la română și mate sunt bine pregătit, la bio mai repede nu-i bai, oricum nu e vreo problemă să pic bacul, dar pur și simplu încep să mai ai emoțiile așa încet cu încetul și nu-i bine, bă, nu-i bine, pentru că sunt emotiv și când sunt emotiv vorbesc foarte mult și cred că da, Cred că de-aia vorbesc mult în oh, ok, bun. Deci, încă o dată, multă baftă la examenul de mâine, frazor. Să vă ținem pumnii, bă. Mă, mă țin pumnii. Zici că stau în gard, așa, vă țin pumnii. Bun, uh, să luați note mari pentru că e ușor la mate, frate, e ușor. Adică, eu la mate, în clasa 8, că mă întrebat cineva în comentarii, cât ai luat tu la examenul de a 8? -a? Am luat 9.35 la română, 9.50 la mate. Și la mate am luat 9.50 pentru că la ultimul subpunct, de la ultima cerință, n-am citit bine ce-mi cerea. Eu am crezut că îmi cerea ceva gen... Acolo cea distanța, deci trebuia să trag perpendiculară. Nu, frate, eu am crezut că mă întreabă cât e segmentul respectiv. Și doar am unit și am calculat. N-am tras perpendiculară să calculez. Ceea ce era foarte ușor, dar m-am ofticat atunci. N-aveți idee când m-am ofticat. Că nota oricum e mare, dar așa de... Pentru orgoliu meu, un 9, 50 și un 10. Puteam să iau 10 curat, dar asta este. În fine, pe frate, doar, cam asta a fost vlogul. Încă o dată vă urez multă baftă și vă țin pumnii pentru examenul de mâine. Uh, eventual mâine să vă reîntoarceți la acest clip și să scrieți acolo jos în comentarii ce ați făcut, dacă v-ați descurcat, dacă una alta. Uh, nu uitați să dați și un like pe pagina de Facebook, facebook.com Andrei este scrisă și în descriere, dar o mai zic pentru cei cărora le lene să se uite în descriere, că știu că sunt foarte mulți și nu aveți nicio scuză <laughs> și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau!